astăzi este ziua meciului. Vă știți cine joacă? Da. Cine? Chișinău cu Drochia. Eu joc. Unde? La Drochia. Ei, da. Cum este echipa din Drochia, ia zi? Este bună și curajoasă. Le doresc mult succes, doresc să câștige. De unde ai așa flori frumoase? Trebuie să ne dau la bunica mea. De unde le-ai cules? Le-ai cumpărat? Din grădina mamei mele. Știi ce eveniment este astăzi în Drochia? Joacă Drochia Chișinău. Drum bun, fii atent și ai grijă la flori. Astăzi în Drochia sunt două mari evenimente. Meciul Drochia Chișinău și, bineînțeles, nunta! Iată unde cântă muzica tare, din stadion se aude. Cum e dispoziția la voi? Super! Drochia campion! La cât începe nunta? La 17. Ei, da, păi, dacă l-aș lua la meci, totuși ești microbist, nu? Nu. Măcar prima repriză. Nu ne încadrăm. Să aveți o distracție plăcută. Mulțumim. Și casă de piatră! Hai, băieți, lăsați nunta și hai la fotbal. Nunta e nuntă, dar le dorim succes la futbaliștii noștri. Noi suntem cu nunta. Ei, data viitoare, după nuntă, după zamă, vă așteptăm la fotbal. Suntem foarte pregătiți, moral și fizic. Tu treci la Buicani? Nu. Dar câți voi din echipă stați la Buicani? Dacă ce sector, nu știu, dar cred că numai câțiva băieți. Aha, dar tu în ce sector trăiești? Botanică. Aha, ești de-al meu. Da. Cum e spiritul în echipă până la meci? Înainte de meci, stăm cu mingea să mai jucăm. Uh-huh. Cum a fost drumul obositor? Da, era puțin, deoarece drumul e lung și cam n-ai ce face, deoarece cine ascultă muzică, cine citește cărți, avem și așa. Serios? Tu ce ai făcut în autocar? Eu tot am citit. Ei, hai. Spune titlul cărții. Atlant Shruggled. În ce limba e asta? E în rus, adică titlul e în engleză, dar în rus vorbim tot și în română și eu am pus. A, e vorba de un nume, mesajul cărții. Este mai mult despre antreprenori. A, credeam că despre dragoste. Eu am înțeles că meciul nu se începe până când copiii minge nu stau la poziții. Așa am înțeles, e corect? Trebuie meci. Să existe aducători de minge, jucători pe banca de rezervă. Logic. Și 10 jucători plus portar. Mm-hmm. Dacă va ploua, tu ai stai pe poziții sau îți fugi acasă? Care stau... Ploaie, stai! Da. Și noi jucăm și meciul pe ploaie. Da. Este sâmbătă, 25 septembrie și orașul Drochia găzduiește meciul divizei A. Se dispută partida dintre Speranța Drochia și Dacia Buicani. Gazda este cam sărac în puncte, fiind pe locul 10 în clasament. Eu le doresc succes ambelor echipe. Normal. Sperăm sezonul ăsta să fie de bun augur, să nu zburăm din Liga A. De ce sunteți supărați? Pe noi întâși. Trebuie să lucrăm, să jucăm. Asta-i. Și când joacă asta, că acest început, noi ne încălzim. Noi de joacă ne încălzim, 45 minute ne încălzim, 25 mai poate jucăm așa o leac și pe urmă vrem, la unul iar să vedeți. Prima repriză s-a încheiat, scorul rămâne 0-0, dar spectatorii din tribune speră totuși la un meci mai activ și mai disputat din repriza a doua. Destul de încins, adică băieții din Dacia Bravo lor au dominat, dar până la sfârșit a rezistat, să zicem. Antrenorul ne zice că trebuie să adăugăm meci la meci pentru că a avut un start prost, da, 5 meci sau câte, fără niciun punct, după un punct. Un câștig, iar un punct, adică pas cu pas, sper că să ieșim, adică mult un sezon trecut destul de ok pentru echipa Drochia. Este meciul meciurilor, de fapt sunt aici împreună cu un grup de moldoveni, am venit să susținem echipa Șerif, să admirăm formația galactică, să vedem meciul, stadionul care este unul dintre cele mai grandioase din lume. Și să petrecem o seară de neuitat. Clubul a fost format în anul 1976 și noi am avut ocazia, fiindcă unicul raion din Moldova,
fără echipe a jucat în campionatul Uniunii Sovietice în a doua divizie B. La noi pe stadion au jucat așa echipe ca Žalgiris, Vilnius, Daugava, Riga, din Yerevan, din Tbilisi, SKA Odessa, SKA Kiev. Mai scurt, adică aici au jucat? Da, au jucat. La noi au fost vedete, au început aici SKA Lvov. Mai scurt, o grămadă echipe. Da. Exact cât are și speranța Drochia. Da, 50 de ani împlinește anul acesta și terenul. Și vedeți că noi ne-am făcut și am renovat și stadionul. Adică anul trecut am pus scaunii, deci terenul e formidabil. Speranța Drochia a jucat așa vedete care și azi activează. Sergei Dubrovin, antrenorul de la Milsami, Vladimir Gasperski, Anatolii Teslev, care e la federație. Tot au început și au jucat aici. Ion Caras a jucat, Vladimir Karev, adică Valerii Zurabiov, nu pot spune nume și renume, unul mai ceva decât altul. Noi am jucat 2 ani de zile în 76-77 în campionatul Uniunii Sovietice, pe urmă din 91 am activat Speranța Drochia în campionatul Moldovei și până în 96, îmi pare că pe urmă din 96 până în 2008 n-am jucat deloc, nici stadionul nu a activat nimic și pe urmă ne-am strâns niște entuziaști în frunte cu Vitalie Pavlovici Cuzub, care el este și antrenor și director la școala sportivă, Vasile Luchici Botariu, Igor Ivanovici Rotaru, decedatul fratele meu, Plopa Alicheiești, ca și eu. Noi am fondat echipa Speranța și am jucat în decurs de 9 ani de zile în divizia B, locul 3, locul 2, locul 4, nici de cum primul. Și deci cu 3 ani în urmă am ocupat locul 1 în aproape de fi recordul prin Moldova. Am câștigat la tot, afară de ultimul joc, s-a relaxat băieții, tot campionatul fără nicio egalitate, numai câștiguri. Da, ultima joacă când a venit la federație să ne mâneze cupa, medalele, alea că s-au relaxat, s-au pierdut la Soroca acasă. Avem băieți tineri, creștem, iacă avem chiar vreo doi băieți de-a nostru, i-au luat în România, au jucat în an aici, dăm echipele din România, le-au luat și mai avem băieți tineri ca Andrian Colesnic, au 17 ani, Teo Mocanu. Speranța Drochia, dacă ne uităm în toată istoria, am câștigat Lotaria Bălți. Adică, dăm FK Bălți, anul trecut am câștigat frumos aici cu toată echipa asta care au câștigat la Șerif, noi în an am câștigat aici la Drochia și de atâta și să nu încercăm să ne opunem și cu Zembru. Vitalie Pavlovici, antrenorul echipii, el este și director la școala sportivă, care e alături. Și așa școală, eu v-am spus că nici în Bălți nu e școală sportivă. Am văzut, e 12 consilier la oraș, 12 milioane de lei pentru reparație. Nu m-au dat orașul ca să facem școala sportivă. Și el are și ori de fotbal acolo, să mai avem antrenori și țelul nostru să creștem băieții noștri. De atâta, primul pas a fost să bada. Scaunele s-au pus, terenul e super, așa teren de la Chișinău încoace, nici la Milsami, noi am fost noi și la Milsami, așa teren bun nu-i. Am jucat ca nu de mult să la iedin. Dar cât poți să întreții un teren, iată, un an? Depinde de an. Anul trecut a fost an sășitos. O sumă cu 10.000 s-a dat numai pentru udat. Anul acesta a plouat. De două ori nu m-am udat. Cu udatul am să avem economie de la Dumnezeu, adică ne-a dat iarbă. Anul trecut s-a semănat, ne-a ajutat Federația de Fotbal. Ne-a dat și sămânță și tehnică. Mulțumim domnul Olicianco și la tăți care au venit aici Federația. Cum e să fim președinte de club și ce responsabilități aveți dumneavoastră? Eu, ca tare, lucrez la centru militar. N-am cu fotbalul nimic. N-am fost sportiv, n-am jucat niciodată, dar am trăit aici alături și ne-am pus întâi țel să facem echipă. Având echipă, hai să facem stadion, să-l ducem, să aducem scaune. Ne-a ajutat Federația de Fotbal foarte mult, și raionul, și orașul, și toți amatorii. Vedeți, azi cât e de fric, dar e numărat 200 ceva de amatori au fost azi la meci, nu e rău. Noi mai avem mult de lucru. Cortătorul primăriei, cortătorul Consiliului Raional care ne ajută. Noi avem, dumneavoastră, n-ați avut posibilitate sub tribunele, este aici, este un
un orășel întreg. Aici când a jucat Speranța Drăcea, acolo sunt și de astea, vestiare și tăcele acolo era, și duș, și baie. Vrem cu ajutorul federației, poate să ne dea nocturne, dar că aură și că, deși nu, doar de cât selecționați sunt și de fiate, și de băiat, și de tineri, și olimpice, deși la Drăcea să nu fie un stadion republican, să zicem, pentru a trece meciuri internaționale. Fie selecționată de fiate, și de băieți, și de... Da. Cine ajunge? Terenul este, scaune sunt, dacă mai avem și nocturn, noi avem posibilități să facem o academie de fotbal. Aici, alături, lângă parc, a fost cândva o grădiniță, am acolo nu nimic. Dacă că vor fi niște investiții și de la Republică și de la noi, noi putem să facem academie de fotbal, deși nu să facem și mai talentat băiat de la nord, să-i aducem la Drăcea. Sunt toate condițiile, trebuie numai susținere. Dorință noi avem, mă aveți și s-a făcut, noi am făcut cu puterile noastre și cu ajutorul Federației de Fotbal și în primul rând domnul Olincenco. Lasă să știi toată Moldova că ajutor esențial și la teren, și la toate scaunile astea de la Federația. Domnul Plăcu, mulțumesc pentru interviu. Da, da, vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm că... La meci cu Zimbru. Da, la meci cu Zimbru numai decât. Va fi un meci foarte interesant.